oraș și au costat 500 de lei. Toate aceste neregulate, toate aceste nemulțumiri raportate de noi și în ultimele luni de când am început acest proiect de transportul nocturn, el pur și simplu s-au adunat și acum au așa o mică explozie, care o explozie care sunt în acest document care o ținem în mână, în această sesizare, în care cerem, în primul rând, auditul Regiei Transport Electric, 2, demisia de Gheorghe Morgăci și 3, poate sună puțin cosmic, dar instituirea unui unui sistem de meritocrație investițională, ceea ce înseamnă că nu se dă bani adițional unei întreprinderi municipale care se vede cu ochii liberi, că ei nu gestionează corect banii și resursele, atât umane cât și financiarele care le au pe moment, să nu li se dea. Să li se dea bani adițional doar atunci când o să se vadă că acești bani într-adevăr sunt cheltuiți corect. Da, ți-a avut o...